vreau să o aduc aici alături de noi și vine cu copii și n-aș vrea să o speriem, da? Andreea Perciu, care a fost puțin plecată cu colega Cristina Șeulean, așa cum ați văzut în edițiile trecute, într-o vacanță de vis în Seychelles, pe banii noștri, da? Și este acum aici să ne spună cum a fost experiența pentru ea, dar și cum i-au dus dorul fetele Mara și Ada. Andreea Perciu e cu noi aici și fetele... Ce faceți, iubitelor? Arătați senzațional! Văd că aici ai de la Moldova, ați adus oameni de la Moldova, eu nu mai pot de fericire, că eu de acolo mă trag. Sunt niște neamuri ale mele și astăzi pur și simplu am venit prin București și am venit la emisiune. Haide, mulțumim frumos! Ține zici cum a fost în Seychelles acolo. Seychelles! La mine acolo, băi! Hai, din capul meu ți-am văzut! Ți le-am văzut! Fii atent aici, așa! Hai să ne liniștim și facem în felul următor. Tu te Karateka. Duci, lași cortul, lasă-l jos. Ce vede dacă îl faci până la finalul emisiunii. Păi că îl faci cort. Du-te și pune înghețată pentru invitatele mele. Hai. Hai la înghețată da. Și mai da, exact. Acum mă duc. Voi două sunteți surori? Da. Și tu ești mai mică? Vreau să spun că în 2 ani de zile vei purta hainele alea, că și eu am frate și știu ce înseamnă. Mami, dar asta nu este un lucru rău, pentru că noi nouă ne place sustenabilitatea. Eu vreau hainele mari. Deci ea chiar vrea hainele mari acum, ei, ce face? Nu știu ce am spus, dar ok, nu bravo, bine crezi. Că trebuie să bași tu zânzanie în copii. Ok, Mara, mă bucur că ești astăzi alături de noi. Ada, mă bucur că ești astăzi alături de noi. Vă dau o înghețată, fetele. Vreau să-mi spuneți dacă ați simțit lipsa mamei cât a fost plecată în Seychelles. Da, mult, da. Da? Nu pot să cred. Da, voi... Gata, vă las, voi ați văzut unde a fost mami? Da. Și ce părere aveți? Am sunat-o în fiecare zi. Nu pot să cred și? N-a existat o zi în care să nu sunăm. Și ce v-a zis? Am sunat-o când ea de la 6 era... Întuneric acolo. Și trează, dimineața. Era trează? Vină-mă la mine, vină aici, mă, Adam, prietena mea, tu ești. Și ți-a fost dor tare de mami, nu? Da, dar mami a fost, a făcut niște reportaje senzaționale. O să încercăm să vedem și noi pe plajă cum... Uite-te, uite, a văzut? Da, proasca asta testoasă, nu v-a adus-o acasă? Nu. Păi trebuia să aduc acasă. Avem deja 2 pisici. 2 pisici? Păi da, dar noi am dat când a plecat din Seychelles și o proască testoasă. A uite. Un aeroport. Uite-o cât era de uite pe mami ce făcea. Mami v-a zis că e la muncă în Seychelles, nu? Nu. Dar ce v-a zis, Mara? A zis sincer. Acolo, la bogat. Normal. Că pleacă în vacanță. Că pleacă în vacanță. Păi a fost normal că are nevoie de o relaxare. A fost o muncă din plăcere și atunci a fost ca o vacanță. A fost extraordinar de frumos. Ce să zic, că povestește-ne nu găsesc cuvinte. Cum a fost și spune-ne fost... dacă e o zonă pe care o zonă, o destinație pe care ai recomanda-o așa. Da, nu că aș recomanda-o. Eu îmi doresc în octombrie să mă reîntorc. Atât de mult mi-a plăcut și iau și pitinii, păi nu te iau, nu ești de la mine. De acolo n-am parte nicio prie. Pipunii, dar dormim pe plajă. Nu e problemă, dormim. Imaginile din Seychelles. Și spui că în octombrie vremea va fi la fel de bună? Va fi la fel de bună. Am înțeles că ocean... Se lipește. Hai de mine. E bine, pe cine ai adus aici să te okay. asisti? Că efectiv noi vorbim aici de Seychelles și ce exact, facem? Vedem imaginile astea. Vorbim din România. Care aici sunt într-o piață de pește, nu? Aici într-o piațetă, aș spune. Ei gătesc cu foarte multe legume, cu multe condimente, cu pește proaspăt pe care îl pescuiesc dimineața din ocean. A fost atât de frumos și da, pot să mergi și cu copiii, adică am în plan acest lucru, dar am un plan să merg așa și doar și cu... Așa și părinții mei de câte ori se întorceau dintr-o Sato! Vacanță. Abia aștept să vă duc și pe în voi. În Seychelles, practic, recomanzi și pentru cei care au copii să meargă, da? Este, ai junglă unde poți să mergi, vezi tot felul de reptile, de păsări, de, ce să zic, coconați și toți palmierii de pe pământ. Și ai și plajă cu nisip din ăla fin, știi? Și nisip foarte. Alb. Și alb, nisip mami, alb. Perfect, te-a venit înghețata. 6 lei. 6? N-am. N-ai? N-am. Se dau data viitoare. Aici sunt piețe. Greta, Greta, împrumută-ne, te rugăm. Eu, asta ne ia banii pe înghețată. Pe mâna mea e în regulă. Iartă-mă, Andreea. Păi n-avem și noi un barter. Bei sucola? Te rog frumos, e al meu. Și pe celălalt? Și pe celălalt. Ah, ok, ok. Da? Iar ăsta e al Alexandrei. Acum, spune ce ți-a plăcut cel mai mult în Seychelles.
Mai cel mai mult mi-a plăcut în insula Prale. Da? Cel mai mult mi-a plăcut acolo. Am simțit așa când am ajuns acolo la cazare cum mi s-a ridicat vibrația. Deci efectiv simți că te încarci din, știi, din vârful unghiilor de la picioare până la ultimul fir de păr. E prima dată când ești în Seychelles. E prima dată când sunt și m-am întors de acolo cu o energie pe care îmi doresc să mi-o păstrez cât mai mult timp. Așa că fă-n așa fel încât să mă inviți aici în fiecare zi, știi, să vă palmieri ăștia, măcar... Da. Uite, asta așa e intrarea, ca să spunem, în Seychelles. Oamenii au văzut zilele trecute cât de spectaculos a fost. Aici știu că am intrat este, și cu voi în live când erați la balcon, dacă ți-aduce aminte. Dar zilele trecute oamenii au văzut aceste imagini fabuloase din Seychelles, o destinație recomandată și familiilor și mai ales o destinație recomandată și în octombrie, când la noi e frig. Exact, asta e foarte tare. Exact, exact. Și la ei, pe toată perioada anului, au temperaturi între 28 și 33 de grade. 28-33, asta e în permanență? Da. Wow. Ceea ce este foarte bine, e adevărat că te lupți un pic cu umiditatea, nu tu, că tu ai părul scurt, dar eu, de exemplu, m-am luptat puțin cu umiditatea, că na, eu dacă nu-mi stă părul e... Dramă. Un fel de, dar am avut de ales între să fac o dramă că nu-mi stă părul sau să mă bucur de ce văd acolo. Și atunci am ales să mă bucur, pentru că n-aveam cum să ratez șansa asta. Ți-a fost greu fără copii? Mi-a fost foarte greu fără copii. Ce anume? Dar... Mi-a plăcut și foarte mult. Ce a fost greu fără copii? Și momentul ăla pentru tine. A fost pentru prima dată când am fost plecată de lângă fetițe atâta timp, de una singură, da. Chiar a fost pentru prima dată. Și chiar dacă, știți când am început să simt dorul ăla mare? La drumul de întoarcere. Deci deja în aeroport în Doha, nu mai aveam stare. Dar îți aduce aminte că eram atât de entuziasmată că am uitat să salut copiii la televizor. Pentru că locurile sunt spectaculoase, gândești că toate lucrurile astea sunt în jurul tău și uite cum arăta marea și plaja, wow! Ceea ce vă recomandăm și dumneavoastră cu cea mai mare plăcere ca să vă încărcați bateriile. Uite, aici eram la Lazio, se numește plaja asta, este una dintre cele mai frumoase plaje din lume. Și am mai fost pe... Ia uite, mai ești. Cea mai frumoasă plajă din lume? Una dintre cele mai frumoase, da. Și am mai fost la Dic, pe o plajă care este cea mai fotografiată din lume. Unde adică sunt stâncile alea imense și bolovanie, într-un fel anume. Mara, spune-mi sinceră, te-ai bucurat că a fost mami puțin plecată? Sincer. Nu? Adică n-ai dat un chef cu prietenele tale să fie și așa relaxare? Nu te mai bate cineva la cap că stai pe telefon, că nu vezi, că faci ceva? Așa ai fost, o săptămână fără mami! Am învățat! Ai învățat tu din propria inițiativă? Da, din care? Bravo, foarte tare! Tu nu erai bucuroasă că mami e plecată și nu te mai bate la cap? Nu. Și era dor? Te-a certat sora ta mai mult în perioada asta când a fost mama ta acasă? Spune tot! Nu. Nu? A fost sora bună care a avut grijă de tine? Sigur? Da? Bravo! Să știi că au primit laude, adică inclusiv soțul a zis că au fost exemplare în săptămâna aia. Păi înseamnă că poate problema e că rămâi tu acasă. Este simplă, Cătălin, trebuie să pleci mai mult, Andreea. Da, asta zic și eu. Păi asta zic și eu, dar ți-am zis din Seychelles că dacă vrei nu-i nicio problemă, poți să plec în toată lumea pe banii emisiunii și să asta mă plimb și ales... să facem tot felul de reportaje din astea. Da, adevărul când trimiți așa două fete frumoase pe plajă acolo și când le vezi și în costume de baie și asta, n-ai cum decât să te bucuri și veneau ceilalți turiști și făceau autopoze și vreau autografe. Andreea Perju, from Romania, asta, Romania, exact. You know, famous people. Exact, famous people. Fetelor, chiar vă bucur mult pentru voi. Mai plecați undeva? Da. Unde? În Germania, la Europa Park. Da. Și în Turcia. De ziua mea. De ziua ta pe cât? Pe 20 august. Super tare, încă puțin și pe 20 august o să pleci în Turcia de ziua ta. Leoaică! Foarte tare, poți să te pup? Leoaică! Ai de capul meu! Mara, ai venit cu o hârtie, ce cu hârtie aia? Am grijă cu ea, că dacă știam ce mă așteaptă, stai liniștită, acum nu mai am ce să fac. Exact, uite, eu vorbesc pe aceeași limbă. Eu cunosc ce înseamnă să ai o leoaică acasă. Ai și tu? Eva e pe 23 iulie, e prima zi din leu, așa că înțeleg independența și dorința de... Ce? A luat deciziile singur. Oh, e un paianjă, dar nu cade, e ok. Păi nu, că mai îmi faci infart. Dacă îți cade paianjă, nu? Da. Nu o să cade. Mie are fobie de paianjă. Nu cred. Da. Băi, nu facem așa ceva, ferească Dumnezeu.
Ok, perfect. Nu, nu, nu facem. E ok, totul e în regulă. La mulți ani pentru ziua ta atunci când a fost din Seychelles, you know? Când ți-am zis la mulți ani, ai Andrei Dobrogea, da, nada de băut. Nada de băut, nu, pe o așteaptă pe Cristina, de exact, corect. Dar și stai acolo cocotatul. Mă uitam și la imaginile astea și mi-am dat seama că trandafirii sunt de cei bogați. Nu, doamne, nu te arunci, rău, ce cu tine? Nu, nu, nu. Stai acolo, e pedepsit? Îmi place, auzi? Îmi place foarte mult panorama. Băi, Cătălin, dar ăla seamănă cu tine second hand. Zici că e... Aici, are ceva din tine, ăla, asta că știu eu. Nu, bă, dar vreau să spun ceva, că e un băiat extraordinar, cred că e German cu mine. De alții acolo, cocota? Păi stă la înălțime, ne privește de sus. A, bravo tu! Hai, te pun, măi! Te-am spus până acum, stăteam aici să văd panorama, bun, dar acum îmi place Mara, să te văd și pe... Mara, arată-mi, stai că ai zis că ai, nu luat, ai făcut un... ai ceva acolo, un desen sau ce? Haide, arată! Haide, dă-mi-l! Trebuie să văd că ai zis a că... A venit, a apucat o emoție acum, mă, da. Vin eu să văd despre ce este vorba. Cum? Televizor. Doar eu mă uit? Dacă nu ții microfonul așa, să știi că nu te auzi. L-ai făcut special pentru mine? Da. Și nu l-a arătat acasă, celor de acasă? Nu. Rămâne doar secretul nostru? Da. Dar poate perfect, să spună okay. Ce? Da. Este o... Ce e? Zi tu. Zi tu. Unicorn? Da. Corn. Vacă corn. Vacă corn. Unicorn, vacă corn. Foarte fain. O să-l pun la mine acolo, în birou. Îl arăt și celor de acasă? Sau nu? Îl arăt? Perfect, ok. Mara mi-a făcut un desen. E frumos, tata, are talent. Are talent. Are talent. Eu recunosc talentul. Și eu eram... Când Cătălin era mic, i-am zis, băi, faceți-mă puțină liniște! N-ai ce să faci, moldoveni, îmi vorbesc mult! Băi, nene, hai, băi! Eu am zis să fie liniște ca să apară Paianjenul, pentru că noi oricum n-aveam de gând să dăm drumul la Paianjen dacă nu ne spunea, a, da, că ție ți-este frică de tarantule. Bravo, Ada! Datorită ție... Momentul ăsta ne-a ieșit senzațional. Stai că m-am speriat și eu, jur. Te-ai speriat și tu? Da, da, mai tare, mami. Noroc că n-am țipat, că eu țip și te mă sperie Mara. Nu cred. Dar vezi că noi nu ne gândeam să dăm drumul la paia și ăsta dacă nu ziceai tu. Dar tu l-ai văzut. Mulțumesc. Vrei să faci respirație? Ești bine, fată? Haide. Nu, e ok? E ok? Perfect. Zic iar. Gata. Am revergorat-o. Gata, e. Da. Cum, dar cum te simți? Ești ok? Ești bine? Da, e ok. E bine. Să știi că asta a fost așa din partea noastră. Nu știu cum să zic. Nu că te-am invidiat că ai fost plecată în Seychelles și asta, nu. Mami, nu o să mai aibă, nu o să mai aibă încredere în ciucă. Ce? Nu o să mai aibă încredere în ciucă. Ciucă? Dar ce treabă are ciucă? Păi, ciucă. Păi ciucă a zis că nu-l dă jos azi și păi da, nu-l dăm jos. Păi da, dar ciucă a zis că nu-l dă jos atunci. Exact. Vezi? S-a stricat. Că nu-l dă jos. Nu crede, te-ai speriat așa tare? Dar ai intrat într-un șoc, a? Dobrogea! Cred că avem nevoie de ceva pentru că Andreea Perjur nu-și mai vine în râs de la Paianjen. Bă, să-l mai cadă vreodată Paianjenul ăla. Ok. Deci ce părere ai? Gata, gata, mami? Aici e perfect. Da, am și chemat mai încolo. Deci chiar ți-a speriat? Dar n-a fost tare? Tu îți dai seama că noi doi am pus asta la cale? Tu mi-ai zis, eu am făcut un lansem cu Paianjen. Dar din seara turma Cătălina acasă, fii atent. Nu-i tare? Diseară te duci? Nu, i-am zis! Deci du-l la Cătălina acasă! I-am zis să nu-l... Da, să nu-i dea drumul! Mara! Mara nu se sperie! Nu se... De ce râde? Nu! Mișcă! Nu se mai oprește! Ok? O să mai cad odată, mami! Nu! Gata, auzi că te ne mai ții mult aici. Andrei, eu zic să le mulțumim fetelor spectaculoase, Andreea Perjiu, prietenele mele, nimeni altele decât Ada și Mara. Fetelor, sunteți superbe. Pozaj, n-avem fotografie la minut. Numai aici, te rog, ia-mi loc aici să fac poză la minut cu prietenii mei. Iar Andrei, pentru tine, ceva?